organizat de Claudia Ghițulescu și Silvana Râciu și aștept și eu cu nerăbdare să văd ce material au pregătit colegii noștri. Îl salut pe această cale și pe Daniel Stan, colegul nostru, și mulțumesc pe surioara mea care m-a însoțit și invităm acum telespectatorii să urmărească, să vedem ce vedete au fost prezente acolo. Artiste iubite, frumoase, și felicitări pentru această organizare reușită la Restaurant Prosper în prima ediție a Revelionului Artiștilor. Să știți că ne-am dorit așa. Poate alții își doresc cel mai mare Revelion, alții cel mai popular. Noi am vrut să fie cel mai mediatizat și am reușit performanța de a aduce toate televiziunile din România. Mare lucru! Mare lucru, așa este. Silvana, tu oricum ne-ai obișnuit cu astfel de lucruri și te-ai bazat pe un om pe măsura ta, pe Claudia Ghițulescu. Bună seara și la mulți ani! La mulți ani, bine ați venit la Revelionul nostru! Să știi că chiar se pricepe asta, Silvana. Vreau să spun că m-a impresionat, e extraordinară! Deci, auzi și că sunt un bun organizator, dar adevărul e că împreună am făcut lucrurile să meargă bine. Unde-ți doi puterea crește, nu? Am avut cea mai dificilă zi, pot să spun. Atât de multe persoane și-au dorit în plus să vină și nu avem unde să-i băgăm pe toți. Al Valentinei Ghiduș, scuză-mă, Silvana. Valentin. La covrici, la covrici. Uite și acolo la masă, fete frumoase, Ionela Stănescu. Sandra Pitulice, Nicușor Iordan. Da, da, Nicușor Iordan. Pe Maria Cârnece ați văzut-o, da, cu siguranță. Da, mergem și la masă, m-a sunat și de ziua mea, Silvana, n-aveam cum să lipsesc, dar vreau să o întreb pe doamna Brânduș, acum că tot s-a făcut mititic aici lângă noi, care e pulsul petrecerii? Mă simt minunat aici, mai ales că au promis fetele astea frumoase și că și la anul ne vor invita din nou. Abia aștept și la anul să fiu din nou. Doamna Valeria, are o ținută. Îi ajută și silueta cei drept. Vedeți bine, dragi telespectatori. Mulțumesc, doamna Valeria, și pentru urările frumoase. Le mulțumesc tuturor artiștilor. Dar vreau să... Mulțumesc, mulțumesc. Așa ar trebui să faci și tu ziua, dar vreo 2-3 zile să venim toți să spunem la mulțumesc. Petrecere de pomină. Vreau să vă zic că au niște ținute, niște costume populare. Vă spun, în afara faptului că e Revelionul Artiștilor, cred că este și Revelionul Ținutelor Populare Autentice. Doamna Valeria, o aveți aici în stânga dumneavoastră pe Silvana, respectiv pe doamna Brândușa, prietena de o viață. Da, Brândușa e prietena mea de o viață, sorela. Iar o achiziție cum îi zic mai nouă. Da. Iar Silvana e nu chiar nouă, de vreo 10-15 ani, și noi suntem prietene. Da, da. Pentru că a fost, este un realizator de emisiuni, un artist deosebit și un suflet cald. Minunat, așa este. Mă bucur că... Da. Păi mă bucur că suntem la fel. Doamne, mă bucur că acolo, suntem aici Valeria, cu toții. Și vreau să le spun și eu la mulți ani tuturor colegilor noștri, artiști, oriunde s-ar afla, și de ce nu tuturor românilor. Mama sufletului meu, doamna, artista, femeia, bunica, mămica, ce să vă zic, parte din inima mea, a fost primul telefon în direct la Matinal și Populari. Vreau să-i mulțumesc și să-i spun bună seara și la mulți ani în noul an. La mulți ani, oricum eu n-au ce mă întreabă ea, așa cum să vorbesc ce vreau eu. Bravo, ce spuneți? Că e bine, vreau să zic la mulți ani, la toți colegii noștri, cu sănătate. E petrecerea dumneavoastră? Da, că fiecare am petrecut pe unde am putut, da? Și vouă, că vă mulțumim că ați venit aici și să ne distrăm, nu? Petrecere frumoasă! Doamna Maria Cârnești ne dă pulsul la distracție! Sara asta mă petrec, lai, 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 la, și de aici nu mai plec, lai, lai, la. Sara asta mă petrec, lai, 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 la, și de aici nu mai plec, lai, lai, la. Hai, zi, așa, 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 să te-o vedem, 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 te-o vedem
bun, e 12 fix, la mulți ani, să aveți un an bun, e super atmosfera la Revelion artiștilor, artiști minunați și mulțumesc Silvana și Claudia Ghițulescu, numele postului Etno TV pentru invitație. Petrecere frumoasă! Și din plăc ochii mai dați, și pocniți din chiși și măi, cum uitați la noi, mânați, măi!